Cei care s-au născut în semnul. Balanței vor avea pe 14 și 15 mai destul de multe motive să se gândească, să vorbească și să decidă cumva într-o chestiune materială sau de beneficiu. Poate fi vorba de banchești, poate fi vorba de un bun. Acesta trebuie să ajungă la ei, dacă niște oameni se țin de cuvânt și fac ceea ce trebuie. De aceea și discută, se sfătuiesc, atenționează. Consultă cu specialiști. Pe fond, contextul astral nu este rău, pentru că acolo este și Soarele, un factor activ, care contribuie, alături de Mercur, la normalizarea sau um, transformarea acestui mecanism greoi într-un lanț de mici decizii și gesturi rapide cu efect pe termen scurt. Pe 15 mai va intra în această casă a opta Uranus. Care va aduce surprize, care va aduce întorsături de situație. Tot pe 15 mai va avea loc și luna nouă, pe semnul Taurului, evident, tot în Casa 8, -a. și atunci se poate vorbi de două elemente de noutate, de niște schimbări de atitudine sau de interes, în funcție și de aceste mișcări noi, de idei, de sentimente. Unii se coalizează, alții se ceartă, apare o lege nouă, condițiile personale de muncă și viață se schimbă și atunci raportarea la acest beneficiu capătă alte conotații. Sunt multiple, multiple principiile care stau la baza acestor schimbări, doar că atenție, Uranus abia a intrat și s-ar putea să nu lucreze neapărat acum, în aceste zile, pentru că el va mai rămâne până în septembrie și apoi din 2019 va sta șapte ani și va zbuciuma destul de mult acest sector al lucrurilor care reprezintă un bun material râvnit, dorit sau cuvenit. Ce spun eu acum, nu o să-i bucure pe unii, dar trebuie să le atrag atenția ca să știe cum își fac strategia. Mai ales în două situații. Cei care divorțează și cei care vor să iasă dintr-o firmă. Și atunci trebuie să cesioneze niște acțiuni, ori să-și primească o parte din uh, inventarul material cu care au intrat, contribuția cu care au intrat în acea firmă. Să spunem, o clădire, un teren pe care s-a desfășurat o activitate. E, această retrocedare uh, se face fie în schimbul unei sume de bani, fie în. Darea lui în stare naturală înapoi proprietarului. Cei care divorțează vor fi puși în situația să facă un partaj. Iar lucru care nu o să vă placă și o să vă indispună dacă vă veți afla vreodată, acum sau până în septembrie, în această situație, este că atât despărțirea de niște parteneri din firmă, cât și de un partener de viață. Va dura de la caz la caz, în funcție și de harta personală, până la maximum șapte ani, începând din 2019. Deci, despărțirea va fi lungă, greoaie, costisitoare, chinuitoare și, aș spune, chiar păgubitoare, pentru că se va da mai mult pe expertize, avocat, taxe și așa mai departe, decât valorează bunul însuși. luați în calcul. De aceea, îndrăznesc să vă și spun și să vă. Și explic despre ce este vorba, nu doar ca să vă dau o informație antipatică, ci ca să gândiți foarte bine dacă vreți să intentați proces, până unde sunteți dispuși să mergeți, ce cheltuială puteți să susțineți și ce avantaj veți avea în varianta cea mai rațională și obiectivă la capătul drumului după toată această tevatură, pentru că ea nu se va încheia repede. Sunt puține șanse să se încheie în 2-3 ani, asta ar fi varianta ideală, dar cum idealul în astrologie nu există nici măcar pe hârtie, este de luat în calcul că vă hămați la un conflict pe termen lung. Între 16 și 17 mai, chestiuni legate de informație, educație, cunoștință, schimb de impresii, dialog cu persoane aflate în străinătate, cu instituții dincolo de granițele țării, posibile deplasări, călătorii, mici excursii, vacanțe, un scurt raid de relaxare. Între 18 și 19 mai, planeta Venus se va afla în casa a 10 -a și va rămâne acolo pentru câteva săptămâni, creând premize fericite pentru mici avantaje, pentru o imagine bună, pentru câștig de simpatie, pentru consolidarea într-o ipostază primită de curând de către nativ. Să spunem, o numire, o funcție, un statut, o responsabilitate. Pe 20 mai, lucrurile sunt și nu sunt grozave. Fundamental arată un efort al celor născuți în balanță de a se impune sau de a avea un statut special, moral, uman, social, față de prietenii, grupul din care face parte. În realitate, însă, s-ar putea să fie vorba și de conflicte, și de contestări, și de o luptă, de un efort depus de balanță, tocmai pentru a se impune sau aș impune un punct de vedere care li se pare celorlalți mult prea autoritar, arogant sau nejustificat. Spun asta din cauza conflictului născut între cele două noduri lunare, între lună și marte, de curând intrat pe 16 martie, în vărsător. În felul acesta putem vorbi și de o casa a cincea sentimentelor care din 16 mai capătă accente hollywoodiene. Stări speciale, trăiri ciudate, întâmplări ieșite din comun, situații neprevăzute, totul este exuberant, este extravagant, e nemaipomenit, e provocator, e incitant. Unora s-ar putea să le placă, dar balanțele nu rezistă la stres chiar atât de mult, plus că, din punct de vedere sufletesc, balanțele nu sunt dispuse să se zbuciume până la ultima fibră și până la ultimul strop de energie în pasiuni mistuitoare. Ori mai fi situații de acestea, dar e de revizuit atunci nu termenul pasiune, ci adjectivul mistuitor. Prin urmare, ei vor fi puși în niște situații dure și drastice. Nu o să le convină această stare de dizarmonie și de permanentă transformare a relației din ceva în altceva. Și niciodată nu vor ști unde se ajunge și până unde se va merge. Din punctul de vedere al destinului, cu aceste combinații. Unii pot întâlni persoane și din comun pentru care să aibă sentimente de curiozitate, de interes, nici de cum o dorință de a avea o relație stabilă, bună și plăcută, și la bătrânețe el citește ziarul și ea croșetează. Din potrivă, există patetism, există multă extravaganță, cum am și spus, mai ales dacă este vorba de cei tineri care cer mult, cer totul de la această. Relație, dar ea se și consume extrem de repede, așa că peste câteva săptămâni nu prea mai au cui și ce să ceară. În relația dintre părinți și copii vor începe tot felul de situații, iarăși de ordinul neobișnuitului. Părinții vor trebui să facă ce n-au mai făcut până acum, să accepte ce n-ar fi crezut ei că vor accepta, să trăiască ceva ce poate nu-și doreau neapărat, să aibă dialoguri și relații cu copiii dintre cele mai ciudate. Veți spune, dar de bine nu se poate să fie și acest tranzit? Pe fond, ar putea, din când în când, în unele familii, câte un copil să aducă o bucurie, să provoace o surpriză plăcută, dar în realitate, cel puțin până în septembrie, Marte se va afla în cuadratură cu Uranus și măcar în următoarele săptămâni va vor fi și surprize, dar cu consecințe materiale, adică părinții vor scoate bani din buzunar.